tari sunteți, ne... Mă merg, fozuri! Astăzi, băieți, vom deschide mystery box-uri de pe OLX. Și cine va avea cel mai apreciat comentariu va câștiga ceva din aceste cutii. Bun, băieți, am intrat pe OLX și primul mystery box care ne apare este acest toy box, mystery box, 150 de lei, bun. Alo? Alo, salut, am văzut că ai un anunț pe OLX cu mystery box-uri. De copii, nu? Da, ăla de 150. Toy box-ul ăla. Da. Mulțumesc, păi atunci dau acum comandă. Plasează comanda, deci 159. Bun, băieți, am comandat primul mystery box și acum hai să vedem ce mai urmează. Eu zic să creștem bugetul treptat. Hai acum unul de 15 milioane. Bine, acum. 15 milioane? Haide. Hai să vedem ce ne apare aici, fie de... Uite. Ce? 12 milioane, dacă ești mic, îl comand pe ăsta. Ia uite ce pantaloni ești de mult. Mamă, îmi place. Dar nu merge să sun, frate. Cumpără cu livrarea. Am văzut că ai un anunț pe OLX cu un mystery box, haine de firmă, second hand sau ceva de genul. Bine, păi atunci dau comandă acolo pe OLX, nu? Și vine în câteva zile. Comandă plasată, băieți, uitați aici și... Bun, băieți, și acum hai să așteptăm câteva zile și revenim cu mystery box-urile. Bun, băieți, prima cutie misterioasă, hai să vedem ce se află în ea, deci sunt foarte, foarte curios. Nu mai știu cu ce era, cu ce zicea parcă că e? Cu haine? Da. E destul de mare. Mamă, champion! Bă, ce tari sunteți! Ce mărime sunt? Mărimea M pentru mine, frumos. Vander, ce scrie, mă? Bă, sunt mișto rău, pe bune zic. Hai să trecem la următorul produs. Ce asta, frate? Miroase a babe. Pentru 150 de lei, eu cred că se merită totuși, adică sunt până la urmă niște haine. Și cred că o să dăm ceva giveaway de aici, pe bune zic. Ce notă îi dai? 10 din 10. Și eu 8 din 10, că miroase a babe. Aici, mai departe, avem un tricou. Da, e Levi's. Da? Miroase a babe. Mai că zic. E tot mărimea M? Eu zic că îl porți tu mereu. Nu mai port. Îl dăm giveaway, vedem ce facem cu el. Avem aici o cămașă. Cred că e pijama mai mult. O pijama? Asta că tot tu aveai nevoie de cămăși. Ce bună e asta, da? Ce ultimul produs din acest mystery box sunt niște blugi. Tommy Hilfiger, mă. Da, cred că-s fake, nu? Nu, așa sunt Tommy. Bă, ce tare e mystery box-ul ăsta. Cam ciudățe. Cât crezi că luăm pe toate astea la un SH? Crezi că luăm? 2 milioane, cred că luăm. Zici? Bun, băiți, următorul mystery box este chiar aici. Am înțeles că sunt niște jucării. Tot 150 de lei am dat pe el. Și este foarte frumos împachetat, după cum puteți observa, are și un semn de Sumeci, cu uitați în papuce. Thank you, bun. Am desfăcut și bă, și am rămas surprins pentru că e făcut foarte calitativ, gen. Are semne de întrebare, cred că l-a pictat manual, adică uitați și voi, băieți. Bă, Michael Jackson. Foarte, foarte tare. Dă, trage. Hai. Trage. Bun. Cadou de ziua mea, că tot vine. La mulți ani, Robițule. Mersi. Mai e ziua ta. Ma, sunt astea. Adevărat? Era tare. Mai e. Și încă unul, băi, bă, nu se poate așa ceva. Incredibil, bă, frate. Ia, mai e ceva? Mai e ceva, incredibil. Băi, ești nebun? Mai e? Nu mai e nimic. Dar totuși pentru 150 de lei, cred că se merită, pe bune. Gen, hai să începem cu asta, mică. Dacă desfac șopa mea. Și deja văd, este un mouse. Este un mouse. Ce-am AirPods-uri! Băi, de bun! Ce-s astea, mă? AirPods-uri! Căști? What? Cred că dăm ceva giveaway de aici, băi, că nu se poate așa cea wireless mouse. Bă, arată mișto. Bă, da. Ia vezi, ia luat pe AirPods-uri, da. Dar vezi că sta rău. Astea le dăm giveaway, cred. Dați comentariul chiar acum. Haide să vedem ce-i în ăsta. Ce? Uite cum se simte. Ce crezi că e? Bă, ceva Monopoly, nu știu. Hai să vedem. Dacă da, Monopoly, sunt foarte, foarte curios. Și nu uitați să dați și voi un subscribe acolo ca să mai facem și noi 50.000 de lei. Ce? Știi asta din filmele alea, când apeși, bă, la ce te stai pe culoare? Bă, e prea tare, ăsta-l folosim la clipuri, cred, da. Pe bune. Bă, e super tare, e super tare. Gen, dacă ăsta zice ceva, tu trebuie să faci? Hai, ultimul. Cum sună? E joc. E joc. Ce asta? Deci este un joc cu corăbii. Tare rău. Că aveți vârsta cuprinsă între 10 și 18 ani. Sau mai puțin 5 și 10 ani vi-l dăm. Între 5 și 10 ani vi-l dăm. Pă bune, vi-l dăm jocul ăsta al vostru. Dați comentariu. Acum, cum a Robițu, eu zic să trecem la mystery box-ul de 1500 de lei. Da, la 1200, cât ar? 1500, 1200. Mai știu, dar știu că... Nu mai știu, dar e destul de mare după cum puteți vedea. Mă aștept să fie ceva super tare aici. Dar tu vezi că la câți bani am dat pe ăsta e împachetat mai prost decât tare? Da, nu știu de ce. Chiar
Am rămas surprins, dar poate cădem acum pe spate. Poate e ceva în interior super tare și nu știm noi. Ce e asta, vere? Ah, cred că e ambalajul ăsta, nu? What? Yeah. What? Bă! Ești bă, what? Ai mei sunt. Nu, ai mei, măi păstrezi, măi păstrezi. 44, bun, 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 bun. Sunt ai mei, sunt ai mei ricurile astea. Ale mele, direct. Mamă, ce aici, ești nebun. Deci, bă, dar oare e fake? Miros puțin achina. Miros, dar e ceva. Are și de ăsta de StockX. Uite alea de la Rick. Cred astea de Rick. De Rick Owens. Și are și manualul. Deci sunt prea tari, băieți, incredibil. Băi, eu nu pot să înțeleg cum am primit Rick-uri la un mystery box. De fapt, 1200 de lei nu mi se pare chiar atât de wow. Mai e ceva aici, mai e ceva, mai e ceva. Hai să vezi. Oh, oh, oh. Palm Angel, ce incredibil așa ceva. Ne-au lăchit, ne-au lăchit în pui mei, că dacă le luam de pe Panda Bay, îl dădeam mai puțin. Da, știu, dar ce să... Ia uite, ia uite, ia uite. Oooo, sunt lungi. Are și ceva aici? Mamă, dar e prea tare, cred că îi pun pe mine chiar acum, deci... E genial acest mystery box, incredibil, nu știu ce să fac, nu știu, chiar nu mai știu ce să zic. Nu mai am cuvinte, nu mai am cuvinte, pur și simplu, băieți. Și acum revenim după ce îi probăm. Ăsta e șteful după ce vede că nu prinde clipul. Mamă, ce bine arăți! Mamă, ce bine arăți! Uite, a jucat fitul ăsta, băi, băi, prea tare! Deci avem aici, băi, outfit check ăștia 50 de milioane. Avem aici outfit check, nu mai zic nimic, nu mai zic nimic, că sunt foarte fericit, deci 50 de milioane cu... 10 milioane, cred, cu tricou Paper Chasers de la frații mei. Cam atât a fost și acest vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, subscribe. Hai să facem noi 50.000 de abonați până în vară. Până atunci am fost Ștefu Robițu, spatele camerei. Pa, pa!